Nu uitați, 5M funcționează doar pe GTA 5 Legacy. Salutare doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi vă invit să urmăriți acest clip în care vă explic care este treaba cu GTA 5 Enhanced și GTA 5 Legacy. Pentru că foarte multă lume vrea să joace 5M, dar nu știe exact cum stă treaba sau sunt uh, noi, nu, nu, înțeleg cum stă treaba. Așa că hai să clarificăm odată pentru totdeauna. Suntem în martie 2025 și pe data de 4 s-a lansat GTA 5 Enhanced. Cei care aveau GTA 5 înainte au primit gratuit uh, versiunea asta Enhanced pentru că uh, e un simplu upgrade. Așa că hai să vă explic ce înseamnă. Deci Enhanced tu sau Grand Theft Auto îmbunătățit uh, practic este un GTA că, uh, căreia ei s-au adăugat mai multe setări video. Ce înseamnă? Ei l-au remasterizat între ghilimele și acum îl revând ca fiind mai bun pentru sistemele de computer din 2025. Sau sistemele de computer de gaming mult mai buni. Deci dacă ai un computer vechi, un computer care abia să chinuia să rulezi GTA 5 înainte, nici măcar să nu te gândești să-ți iei enhanced pentru că nu-ți va merge, frățiorul meu. Așa că, băgați bine la cap. Și asta este valabil și pentru uh, 5M. 5M în momentul actual funcționează doar cu GTA 5 Legacy. Nu merge cu Enhanced. Am un tutorial mai vechi cu, cu instalarea 5M-ului și multă lume îmi dă comentariu și îmi zice Ți Alex, dar nu merge cu GTA Enhanced. Abia l-am downloadat. De ce nu merge? Păi vă spun eu de ce nu merge. Pentru că nu e compatibil. Simplu. Așa că dacă vreți să jucați 5M, jucați cu Grand Theft Auto 5 Legacy. Și hai să vă arăt trebuie de cum îl instalăm. Pentru că multă lume au rămas în urmă cu instalarea 5M-ului și nu știi cum să face. Așa că urmați acest tutorial pas cu pas și hai să-i dăm drumul. Intrați pe Gulugu primul lucru pe care îl faceți și scrieți aici 5M, legat, dați Enter. Când uh, scrieți treaba asta, aici aveți un mic website. Dați click pe primul, ăsta de sus de aici, sau pur și simplu dați, link, uh, dați click în linkul din bio acestui video, pentru că va fi și un link acolo. Și pur și simplu downloadați client. Uitați aici, Fac. Dăm download client. E evident, aici citim tot. Că așa în tenis. Acceptăm tot. Citim toate termenele și condițiile acestui serviciu. Ca românul. Fac. Îi dăm până la capăt. Agree. Și acum s-a instalat pur și simplu. Da? Îl rulăm. Deci dăm open. Și acum se instalează 5M. Simplu. Foarte, foarte simplu. Deci nu o trebuie să stăm să ne gândim prea mult. Îi dăm nebunia asta și așteptăm. Ok, deci după cum ați văzut, s-a downloadat acolo niște trebușoare și lucrul ăsta uh, variază în funcție de viteza internetului pe care îl aveți voi. Cu cât aveți internet mai bun, cu atât se downloadează mai repede. Deci, cu cât aveți internet mai slab, cu atât trebuie să așteptați mai mult. Deci nu vă panicați că ăsta este uh, practic procesul. Și același lucru și aici se va întâmpla. Când îl lansați, o să vă dea updating 5M, și trebuie să așteptați până să faci toată nebunia asta. E simplu. Dar variază în funcție de viteza voastră de internet. Bun, când s-o terminat treaba asta, o să va apara aici, după cum vedeți, un fi, un, un, un se deschide un folder care o să vă zică, deschide GTA 5 și spune unde l-a instalat. Pentru că e posibil ca uh, computerul vostru să nu știe unde instala jocul. Și acum ajungem în folderul ăsta. Noi nu știm ce trebuie să facem, pentru că nu știm unde am instalat jocul. Nici o problemă. Intrați la Steam, dați click dreapta pe jocul instalat, după care dați Manage și Browse Local Files. După ce am făcut treaba asta, aici sus vom putea să copiem sau vedeți și voi exact locația folderului unde ați instalat GTA 5. Da? Deci ori copiați linkul ăsta aici, locația asta, click dreapta, copii, să-l selectați și-l copiați, sau pur și simplu vedeți voi unde. Uite, în cazul meu, ce program files x86 și noi trebuie să ne ducem în folderul ăsta de instalare, dăm paste la locația asta, unde s-a instalat GTA 5, da? Nu enhanced. GTA 5 simplu. Și îi dăm open. Și aici, dragii mei, selectăm GTA 5, folderul GTA 5. Dacă nu ați copiat de aici cum am făcut eu, pur și simplu căutați aici în partea din stângă folderul cum l-ați văzut de aici. Și același proces puteți să-l faceți și pe Epic. Dragii mei, același lucru puteți să faceți și cu Epic. Aflați unde este instalat jocul. După ce ați dat click pe GTA 5 și l-ați selectat aici, dați Open. Ăsta este procesul de instalare. Și acum așteptăm și zici Verifying Game Content. Și probabil vei avea și tu uh, eroarea asta, dar nu e o eroare. Îți zici că local 5M game data e outdated și trebuie să se updatezi. Nici o problemă. Dăm yes. După ce dăm yes, aici se va instala o nebunie de fișierii. Niște chestii de la 5M. Nici o problemă. De asemenea, în funcție de internetul vostru, de viteza pe care o aveți, acest proces poate dura puțin sau mult. Nu vă panicați, nu dați resta la calculator, nu-l închideți, nu-l opriți, pur și simplu așteptați să se instaleze, da? Bun, după ce s-a instalat, îți va da Starting 5M. În principiu, dacă ai făcut toți pașii ăștia corecți, deci s-a instalat jocul pe computerul tău, la des FM, toate nebunile astea. Bun! Acum, după ce s-a făcut treaba asta, trebuie să te loghezi cu Rockstar. Tu, dacă ai un cont de Rockstar și l-ai legat la Steam, pur și simplu te duci aici frumos și te loghezi cu codul tău. Eu îl am, o să mă loghez. Bun, acum ne logăm. Ne logăm frumos acilea. Primim codul de verificare. Repet, dacă nu aveți asta, trebuie să vă registrați și să vă legați GTA 5 Steam cu Rockstar. Și în acest moment, dragii mei, după ce am făcut toți pașii ăștia, ar trebui pe fundal să se lanseze 5M-ul. Așteptăm, intrăm în 5M, alegem serverul dorit pe care vrem să jucăm în funcție de preferințele noastre și dăm drumul la joacă. Nu, uitați, procesul ăsta necesită răbdare, necesită să așteptați când aveți un ecran de ăsta de loading. Așteptați că nu cade pământul. Când intrați în joc trebuie să acceptați chestiile astea. Repet, totul este... E, e foarte important să luați în considerare. M-am speriat, băga mea aș mea. asta e sunetul de la 5M, chat. Bun, aici, dragii mei, puteți să vă opriți muzica sunt pe ăsta. Mamă, ce m-am speriat. Astea fiind spuse, dragii mei, acum venim aici, căutăm orice server. În cazul nostru IP-ul plătit, n-am mai intrat de 150 de ani, dar să presupunem că... E, și acum zici că trebuie să dăm restart, ale, alea o să dau la dezi. Fiecare server, când intrați la început, vă dau la aseturile serverului. Pentru că așa e... Așa -i în tenis. Uite ce am un giga 40 de downloadat. Același lucru. Cu cât e internetul vostru mai bun, cu atâta se downloadează mai repede. Dacă aveți internet slab, se vor downloada greu aseturile. Depinde foarte, foarte mult de conexiuni. Nu vă panicați, nu este o eroare, nu este o problemă. Nu înseamnă că nu vă merge jocul, nu înseamnă că nu vă merge 5 ul Pur și simplu aveți netul mai slab și durează mai mult să se downloadeze. Simplu. Și stați aici până se downloadează și gata. Dacă se downloadează și nu voi intra în joc, pentru că nu mai e loc pe server. Că fiecare server are mai multe sloturi. Vedeți în cazul nostru 289 din 1300. Dacă ăsta e plin, e clar că nu te bagă, pentru că nu are un stibagi băiețaș. Trebuie să aștepți până se eliberează locuri. Foarte multă lume uită că trebuie să se uiti pe ecran și să citească ce este pe ecran. Că dacă nu citiți, normal că nu știți. Bun. astea fiind zis. Ăsta este tutorialul D instalat GTA 5 și diferențele dintre GTA Enhanced și GTA Legacy și 5M-ul and that's it. Simplu. Nu uitați, 5M funcționează doar pe GTA 5 Legacy. Nu merge pe GTA 5 Enhanced. GTA 5 Legacy este varianta de joc pe care puteți juca 5M în momentul actual. Vă pupă tata Alex și dacă v-a plăcut tutorialul ăsta, nu uitați băgați un subscribe, un like, un comentariu și orice problemă sau întrebări pe, pe care le aveți băgați-le aici și le -și în comentarii hai am plecat vă pup